Gheorghe Tadici nu s-a retras doar de la echipa națională, ci și din funcția de membru al Consiliului de Administrație, cu toate că atât președintele Alexandru Dedu, cât și ceilalți membri i-au cerut să rămână. Gheorghe Tadici se va ocupa în perioada următoare doar de echipa de club, după ce zilele trecute și-a anunțat retragerea și din Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, unde era la al șaselea mandat. Cu toate că atât președintele Alexandru Dedu, cât și ceilalți membri i-au cerut să rămână în conducerea federației, tehnicianul zăluan nu și-a schimbat decizia. Mi-am anunțat retragerea și din Consiliul de Administrație, cu toate că n-au vrut și au spus că nu, că e nevoie. A fost și un moment în care, mă rog, mi-a produs așa o satisfacție morală, pentru că la Federația Română de Handbal e o istorie a handbalului, probabil că ați văzut-o, foarte groasă, cu câteva sute de pagini, și să țină o statistică, și președintele a venit pregătit cu statistica pe ultimii 20 de ani, atât a cerut el, și a confirmat, s-a anunțat că, mă rog, îi mulțumim pentru... Eu avusesem o discuție cu el în ziua precedentă, când am avut meciul cu CSM-ul, și am spus timp de 2 ore că, mă rog, nu e nicio cale de întoarcere. Deci speculațiile că meciul cu Serbia nu stau în picioare, pentru că, repet, am anunțat în timpul campionatului european, am anunțat în toamnă, că în situația în care ieșim campioni europeni, tot plec și stă mărturie toate jucătoarele prezente și staful tehnic de acolo. Dar faptul că a venit și a spus cel mai bun antrenor din ultimii 20 de ani, cu cele mai bune rezultate, deci e o statistică oficială asta, și cred că toți au fost sinceri, chiar și Băban, mă uitam la el și când spărgea palmele aplaudând acolo. I-a rugat că nu e cazul, că nu sunt vremuri de care... Mi-a dat totuși o satisfacție că n-a fost... A lăsat ceva în spate. Și statistica asta sigur că nu se poate șterge nimeni, chiar dacă tot... Valorile de regulă mai au și contestatari. Federația Română de Handbal caută în această perioadă un înlocuitor pentru Tadici pe banca tehnică a echipei naționale, însă managerul formației zăloane a afirmat că cei mai potriviți antrenori ar fi foștii săi secunzi, Florin Timpera și Bogdan Burcea. În urmă cu 2 ani jumate, când am luat echipa, am decis atunci cu cei care erau în conducere atunci, și trebuie să lăsăm, știam că e ultima perioadă și ultimul mandat ăsta, să lăsăm ceva în spate. Eu l-am luat pe Burcea și pe Pera, sau Pera prima dată și imediat Burcea. Sunt doi care pot să continue, fie amândoi, pentru a avea continuitate, fie cel puțin unul dintre ei cu altcineva, dacă se va hotărâ că trebuie să vină altcineva. Nu sunt naționalist, dar este clar că n-am învățat nimic din experiența antrenorilor de pe la Olchim, care s-au perindat vreo 5 străini, și suntem o nație din asta care ne place să ne conducă alții. Gheorghe Tadici a mai spus că nu vede cu ochi buni viitorul handbalului românesc, atâta timp cât federația permite ca numărul jucătoarelor străine ce evoluează în Liga Națională să fie nelimitat.